Bună, eu sunt Vlad Grigore. Și eu sunt Nicoleta Deliu. Și împreună suntem Mongolification, bine, și cu Răzvan. Răzvan nu este aici în seara aceasta, este la Pitești. Noi am participat la ediția de anul trecut din Mongolia, 10-a ediție, și am fost cu un Peugeot 206, luat din parcul BCR Leasing, o mașină la mâna a doua, cu care am mers 19.000 de kilometri până în Mongolia. Dacă ar fi să descrieți în 3 cuvinte, 4 cuvinte, experiența de la Mongol Rally, care ar fi cuvintele acelea? 4 cuvinte, cred că ar fi adrenalina, experiență. Nu e total neașteptat, așa a fost. Eu am plecat, am aflat că plec cu mai puțin de o săptămână înainte raliu. Inițial trebuia să mă duc până la Londra și înapoi, după am mai subit până în Georgia. M-am întors în țară să-mi iau vizele de Rusia și de Mongolia și am terminat practic cu băieți. A fost așa, totul a venit. Fiecare zi aflam întotdeauna că o să fac ceva nou, încă un pas, încă un pas. Da, noi anul trecut, cam pe vremea asta undeva, am făcut un concurs pe pagina noastră de Facebook, pe Today You Can Do Anything, și am scos un loc în mașină la concurs. Adică am spus că un fan de-al nostru poate să meargă cu noi până în Londra și înapoi, și concursul respectiv a câștigat Nicol. Așa că a venit cu noi până la Londra și înapoi, și pe drum, pe traseu, ne-am dat seama că ne înțelegem foarte bine și că vrea să meargă mai departe de atât. Că de fapt au nevoie de mine ca să termine raliul ăsta. Da, plus că noi eram doi bărbați în mașină și o femeie era exact lucrul de care aveam nevoie ca să mai echilibreze situația. Ce sfaturi le-ați dat celor care pleacă acum? Dacă le-ați dat sfaturi sau ce sfaturi le-ați dat celor care pleacă acum în același raliu mașinului? Să se bucure de fiecare moment și să, nu știu, să se uite foarte bine la traseul pe care se face, pentru că este total altă lume. Cel puțin pentru mine, Mongolia a fost așa. Nu credeam că mai există genul ăsta de loc pe pământ. O țară atât de întinsă, fără străzi, fără oameni, la un moment dat, o perioadă, multe zile la rând. Noi am mers, cred că, 4 zile aproape fără să întâlnim așezări omenești. Este o experiență fabuloasă. Să nu-și facă griji că vor ajunge la un moment dat cu siguranță în finish line și orice problemă ar avea pe parcurs se poate rezolva. Chiar dacă vorbești româna 90% din drum, toate lucrurile se rezolvă. Și cum a spus și Nico mai devreme, să aibă grijă să se distreze pe drum și să exploreze drumul mai mult decât Ulaanbaatarul, destinația. Pentru că după ce a ajuns în Ulaanbaatar, într-adevăr, lucrurile au un oarecare finish. Bine, oricum, în cazul celor cu Volkswagen-ul, se și întorc ceilalți trei și va fi ca destinație România, probabil. Dar e foarte, foarte important traseul. Și prin locurile respective, garantat, nu mai trece a doua oară, mare parte din el. Chiar dacă vrei, pentru acolo drumurile se modifică de la an la an, în funcție de cum sunt râurile, de cum... Așa, deci, într-adevăr, a doua oară nu mai trece acolo. Lucrul din bagaj esențial pentru Mongol Rally, care ar fi? Că bagajul e foarte mic. Șervețelele umede, cred. Un cuțit. Da, un cuțit care faci foarte multe lucruri. Cervețian. Da, unul care se taie, cu siguranță. Unul care se taie e foarte bun.